Din cauza scumpirilor din ultima perioadă, românii au cumpărat mai puțin pentru sărbătorile de Paști. S-au limitat la cele mai importante alimente, iar după sărbători nu au mai aruncat la fel de multă mâncare precum în anii trecuți. De regulă, în familie nu prea arunc la mine, că am făcut puțin, să fie cât să ajungă. Și mereu am discuții cu soția, măi, nu mai iai ca să facă mai mult. Nu, nu faci, că nu are ce să mănânci. Dacă suntem pensionari, mai am o fată cu mine, dar... Nu ne permite să aruncăm. Am copii care au casă, au cățăi, pisici, găini, toate resturile acolo merg. Ați cumpărat mai puțin la mâncare? Mai puțin, că nu a fost de unic. Cât a fost, s-a mâncat tot. Nu arunc niciodată nimic. Nu, eu nu prea arunc, de regulă. Nu sunt adepta aruncării la tomberon. Nu, îmi iau cât îmi trebuie. La nivel european însă România este în top atunci când vine vorba despre risipa alimentară. Și în acest an, după sărbătorile pascale, am văzut că cetățenii municipiului Iași nu au mai făcut o risipă alimentară așa cum o făceau în celelalte vremuri, dar totuși această risipă alimentară persistă. În Europa, o treime din alimente ajung la gunoi, ajung neconsumate și ajung la gunoi. Risipa alimentară în țara noastră este și ea în media europeană, astfel încât aruncăm alimente în fiecare zi, câte 6.000 de tone de alimente ajung la gropile de gunoi. De aceea am îndrumat pe toți cetățenii municipiului și îndrumăm de fiecare dată, înainte de sărbătorile pascale și înainte de celelalte sărbători, să încerce să se aprovizioneze cu chibzuind. Fiecare român aruncă aproximativ 75 de kilograme de alimente la gunoi în fiecare an. Asta înseamnă pentru România 2,5 milioane de tone de alimente aruncate la gunoi. Aceste statistici ne plasează la jumătatea clasamentului european atunci când vine vorba de kilograme per cap de locuitor. În timp ce unii fac risipă de alimente, peste 4 milioane de români trăiesc în sărăcie. Mulți dintre aceștia sunt copii. Datele Eurostat indică faptul că peste 40% dintre copiii români sunt cei mai săraci din Uniunea Europeană.